nu-i vine să creadă, văzând erorile pe care le fac el și coechipierii. Au totuși nemțenii în față o echipă care nu a pierdut niciun amical în această perioadă de vară. Mai mult, Petrolul a înregistrat doar două remize cu Anorthosis Famagusta și Kuban Krasnodar. 0-0 acum, este 3-0 pentru Petrolul și lucrurile sunt cât se poate de clare. 3-0 Petrolul, marchează și Gicu Grozav, golgheterul Petrolului în meciurile amicale. Șut la colțul lung, Iovici nu are reacție și Petrolul bifează primele 3 puncte în acest campionat și o face în stil de mare campioană. Iată, Bugema îi pasează lui Grozav, care îl învinge aparent fără probleme pe Iovici. Doar 3 minute a rezistat apărarea nemțeană în repriza secundă. 3-0 Petrolul Ceahlăul și nimic nu se mai poate întâmpla în această partidă din punctul de vedere al punctelor puse în joc. Ceahlăul trebuie să se gândească deja la meciul cu CFR Cluj din etapa viitoare și trebuie să se gândească în același timp și cum să evite o rușine în genul celei suferite de Universitatea Cluj ieri la Târgu Jiu în fața Pandurilor, 2-6. CFR Cluj joacă în această seară în direct la Digi Sport de la 21:30 pe teren propriu în fața celor de la Gazmetan Mediaș. Gazmetan care s-a întărit